Dorim ca și în continuare binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și peste cei mici și peste cei mari, iar noi să rămânem mereu în această zonă a binecuvântării Domnului. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această nouă ocazie de a fi la părtășie cu dumneavoastră. Am fost și joi seară și ne-am bucurat și vă reamintesc pentru cei care ați fost prezenți că în seara de joi am vorbit despre câteva atitudini față de harul lui Dumnezeu și am finalizat prin precizarea că Dumnezeu ne cheamă să ne întărim în har. Apostolul Pavel făcea această afirmație tot către Timotei, dar în cea de-a doua epistolă, în capitolul 2 cu versetul 1, tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Iar ca să ne întărim în harul lui Dumnezeu, este necesar să înțelegem și să ne asumăm acest statut de ostași sau de luptători ai Domnului Iisus Hristos. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. De aceea m-am gândit pentru astăzi, în contextul acestei slujbe de binecuvântare a copilașilor, să asigur oarecum o continuitate mesajului de joi seara și să vedem mai departe care sunt principiile de luptă pe care trebuie să le aplice un ostaș al lui Hristos, astfel încât să fie biruitor. Sunt luptători mai mici, luptători mai mari și noi nu luptăm doar la nivelul acesta personal, dar privind din perspectiva familiei, putem spune că noi luptăm și ca familii. La un moment dat, un om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, Neemia, s-a ridicat în fața norodului în vremea când reconstruia zidurile cetății și a venit cu această determinare, cu această motivare. Neemia, capitolul 4, cu versetul 14. M-am uitat și, sculându-mă, am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșător și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Iată de ce am considerat că acest cuvânt despre lupta cea bună este potrivit inclusiv pentru noi ca familii, fiindcă trebuie să luptăm în dreptul caselor, în dreptul familiilor noastre. Atunci când Neemia a rostit aceste cuvinte, el avea în față un popor obosit. Erau pe la jumătatea zidului și oamenii se simțeau epuizați și cumva în incapacitate de a duce la bun sfârșit acea lucrare. Nu numai că erau obosiți, dar erau descurajați. Și descurajarea era amplificată de niște dușmani care îi ironizau, îi batjocoreau și care le spuneau, nu se poate să finalizați ceea ce voi ați început. Aproape că poporul a căzut așa într-un fel de resemnare și cu o tendință de a abandona responsabilitatea acestei lucrări. Numai că Neemia se distinge ca un lider al lui Dumnezeu, un om puternic, proeminent, care își păstrează verticalitatea și care este o sursă de încurajare, de dinamizare pentru întreg poporul. Și mare nevoie avem și noi, ca biserici, de asemenea oameni care să poată să aducă încurajare, că sunt mulți obosiți, mulți sunt deznădăjduiți, mulți la nivel de familie poate că și-au pierdut speranța, având situații grele, având încercări, probleme, copii rebeli și tot felul de alte situații care le-au scăpat de sub control. Dumnezeu să binecuvinteze bisericile noastre cu oameni precum Neemia,
El nu s-a lăsat molipsit sau influențat de această stare pesimistă a poporului, ci iată-l ridicat în fața lor, le-a spus: oameni buni, vă aduc aminte că noi avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care își respectă făgăduințele, un Dumnezeu care, dacă ne-a încredințat această lucrare și ne-a spus să o ducem la capăt, ne va da și resursele și mijloacele și puterea corespunzătoare ca să mergem până la final. Și Neemia a reușit. Oamenii s-au ridicat din prăbușirea lor sufletească și spirituală și Biblia ne confirmă că au finalizat lucrarea spre rușinea vrăjmașilor lor, care au recunoscut până la urmă și chiar s-au smerit și au dat seama că acea lucrare nu s-a făcut prin voia sau inițiativa unui om, ci a fost lucrarea lui Dumnezeu. Așadar, suntem chemați să luptăm lupta cea bună și eu am intitulat mesajul din dimineața aceasta Lupta cea bună într-o lume a luptelor nebune. Fie că puneți cratima între cele două cuvinte, fie că le așezați într-o formă legată, este o realitate pe care o observăm în jurul nostru. Sunt foarte multe lupte, conflicte nebune în jurul nostru, animate de ambiții personale, determinate de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, și în lumea aceasta a războaielor, a conflictelor, a victimelor colaterale, Dumnezeu nu l-a chemat doar pe Timotei atunci, ne cheamă pe fiecare dintre noi să ducem lupta cea bună. E o luptă care ne deosebește, e o luptă care ne reprezintă, este o luptă în care nu vrem să facem parte din categoria dezertorilor, alașilor, acelora care dau bir cu fugiții, ci vrem să fim biruitori în numele Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta! Pentru că vă aduc aminte că în cartea Apocalipsa, când Domnul Hristos se adresează celor 7 biserici, de fiecare dată își finalizează mesajul cu o promisiune, dar mereu promisiunile sunt în exclusivitate pentru biruitori. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Sau, pe acel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Și tot așa se repetă promisiuni pentru biruitori. Deci încă de la început noi trebuie să ne asumăm această gândire, această perspectivă și dorință că vrem să fim biruitori. Dar ca să fim biruitori, lupta o desfășurăm nu după criterii personale, nu după niște idei subiective, ci privind aici în Cartea Sfântă, pe care am putea să o numim manualul de instrucțiuni de luptă. E manualul lui Dumnezeu. Dacă cineva ar încerca să lupte pe plan spiritual pentru el, pentru casa lui, pentru familia lui, dar ignorând acest manual al lui Dumnezeu, sigur ar ajunge la faliment. Aici avem principiile lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu este Cel care stabilește termenii și condițiile. Aici Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, un veteran de război, îi dădea sfaturi așa de valoroase, așa de prețioase, ostașului mai tânăr, lui Timotei. Și Apostolul Pavel îl încuraja pe Timotei folosind chiar această titulatură din versetul 11: iar tu, om al lui Dumnezeu, tu ești un om al lui Dumnezeu, tu aparții lui Dumnezeu, luptă-te lupta cea bună a credinței. Și putem înțelege, frați și surori, stimați prieteni, că primul principiu care asigură biruință luptei noastre spirituale este să ne cunoaștem obiectivul luptei. Pentru ce luptăm? Care este miza? Câteodată sunt oameni angrenați în anumite lupte, încolonați în spatele anumitor personalități sau ideologii, dar nici ei nu știu bine exact pentru ce luptă. Amintiți-vă când Absalom a vrut să ia tronul regal al tatălui său, David,
a reușit să influențeze o serie de oameni și Biblia ne spune acolo că 200 de oameni, fără să știe nimic, erau gata să meargă la luptă alături de Absalom. Dar ei nu-și cunoșteau obiectivul. Ei nu știau că, de fapt, planul lui Absalom nu era planul lui Dumnezeu. Care este obiectivul nostru? Și aici Apostolul Pavel, înainte să-i spună lui Timotei, luptă-te lupta cea bună a credinței pentru viața veșnică, scoate în evidență unele motivații greșite pe care le aveau chiar unii creștini din vremea respectivă. Unii erau implicați în lupta certurilor de cuvinte. Dacă ne uităm în capitolul 6, versetul 4, Apostolul Pavel creionează portretul omului arogant care are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se nasc invidia, alte certuri, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbe. Și iată că și în vremea noastră observăm adesea cu tristețe că sunt oameni care fie nu-și cunosc obiectivul, fie l-au uitat pe traseu. Noi luptăm să punem mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Miza este viața veșnică. Ne luptăm cu ispitele, cu duhuri necurate, cu provocările acestei lumi, pentru că neapărat vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că vrăjmașul încearcă să ne schimbe obiectivul și câteodată să ne luptăm cu oamenii. Certuri, ciocniri de vorbe care apar în familie sau care pot să apară în relațiile dintre noi și care nu fac altceva decât să ne consume puterea, așa cum zicea profetul Osea, adresându-se din partea lui Dumnezeu pentru seminția Efraim, niște străini îi mănâncă puterea. Puterea duhovnicească este dizolvată, este distrusă de certuri, de nervi, de mânii, de competiții, de lucruri de felul acesta care alterează relația noastră cu Dumnezeu. Biblia ne povestește că după ce împăratul Saul a murit, unul din fiii împăratului Saul, Isboșet, a vrut el să preia controlul și a format rapid o mică armată, numai că de partea cealaltă era armata lui David. Cele două grupuri militare s-au întâlnit la iazul din Gabaon, întâmplarea e povestită în 2 Samuel, capitolul 2, și se pregăteau să se lupte între ei. Dar cineva a venit cu ideea să nu se bată două armate, ar fi prea multe victime, să se lupte 12 tineri dintr-o tabără cu alți 12 tineri din cealaltă tabără. Și așa s-a procedat. Toți acești tineri aveau abilități de războinici. Toți știau să mânuiască foarte bine sabia. Numai că aveau același Dumnezeu, mergeau la același templu. Din punct de vedere al religiei sau al spiritualității, am putea spune că erau frați de credință. Ce se întâmplă când frații se luptă între ei? S-au apropiat unii de alții și Biblia ne spune că fiecare a împlântat sabia în cel din fața lui și au căzut toți 24. N-a câștigat nimeni acea luptă. Spectatorii, cei de pe margine, cei care i-au împins în acest conflict și-au dat seama de tragedia care s-a întâmplat și de absurditatea acestei inițiative să-i pună pe băieți să se lupte între ei. Și-au numit locul acela locul săbiilor. A rămas în istoria poporului Israel cu acest nume, cu această conotație tristă, tragică, un loc al săbiilor. Oare nu se întâmplă câteodată că familia care ar trebui să fie un loc de rugăciune, de părtășie, de cercetare a cuvântului Scripturii se transformă într-un loc al săbiilor? Într-un loc în care sunt replici, sunt jigniri, fiecare argumentează în dreptul lui, nici unul, nici celălalt nu cedează la părerea lui, încercând să își impună punctul de vedere. Există o sabie a limbii noastre, a vorbelor noastre, cu care putem înțepa, cu care putem distruge pe celălalt.
Adesea în casele noastre copiii sunt niște victime colaterale pentru că ei nu sunt implicați în mod direct, dar dacă tata și mama cultivă un asemenea duel verbal, asemenea conflicte, bieții sunt dezorientați, percepția lor despre Dumnezeu este obstrucționată, pentru că nu uităm niciodată, copiii îl văd pe Dumnezeu prin prisma părinților, funcție de modelul pe care noi îl oferim. În raport cu acest comportament pe care noi îl dezvoltăm în casele noastre, niciodată să nu ne transformăm casele într-un loc al săbilor. Și nu este loc de duel nici între frați. Dumnezeu ne-a chemat să fim împreună și să acționăm împreună asupra acestui dușman comun pe care îl avem și care este diavolul. Chiar dacă cineva se poartă neadecvat față de tine și îți dai seama că nu te respectă, nu te apreciază, poate te bârfește, are o atitudine complet greșită, nu uita că tu n-ai de luptat cu omul, ci cu Duhul care este în spatele acelui om și care influențează gândirea lui. Mântuitorul s-a uitat într-o zi la Petru, care a făcut și el o afirmație mai pripită și a zis: înapoi a mea, Satano. Nu l-a numit pe Petru Satană, că nu poreclea Domnul ucenicii, dar Domnul a văzut Duhul care influența în momentul respectiv gândirea lui Petru. Când vezi oameni turbulenți, oameni care au Duhul acesta de ceartă, de răzvrătire, nu intra în polemică cu ei, ceartă-te cu Duhul din spatele lor și cred că Dumnezeu ne dă putere și autoritate să mustrăm și să îndepărtăm asemenea duhuri. Nu suntem chemați la lupta certurilor de cuvinte. Apoi Apostolul Pavel, tot aici în contextul capitolului 6, spune Timotei: știi bine că alții se luptă doar să se îmbogățească, versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească, și n-am greșit cu nimic dacă parafrazăm și spunem cei care se luptă, că e și asta o luptă, să se îmbogățească. Dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care îi cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Toți suntem conștienți că avem responsabilități, că trebuie să ne îngrijim de casele noastre. Tot Apostolul Pavel spune că dacă cineva nu poartă de grijă de ai lui, mai ales de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios. Sunt niște responsabilități foarte clare pe care ni le-a încredințat Dumnezeu. Numai că aici Apostolul Pavel vorbește de extremă. Vorbește de oameni, de persoane sau de familii care trăiesc efectiv sub apăsarea acestei obsesii de a se îmbogăți, care își fixează niște idealuri foarte înalte pentru care se luptă și sunt gata să sacrifice totul pe altarul lui Mamona. Sacrifică și demnitate, sacrifică familie, sacrifică părtășia din casă, sacrifică timpul care ar trebui să fie alocat la părtășiile din biserică, din casa lui Dumnezeu, pierd totul în lupta aceasta a materialismului acestui veac, poate chiar intrând în competiție cu ceilalți. Așa de ușor nemulțumirea poate să pună stăpânire pe noi când vedem reușitele și succesele altora. Și atunci Apostolul Pavel, ca o alternativă la lupta pentru îmbogățire, spune: negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Să cultivăm, să dezvoltăm, să ne deprindem să fim mulțumiți. Apoi vine cu acest gând al vremelniciei, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. N-am adus nimic, nu luăm cu noi lucrurile acestea, pentru care, e adevărat, muncim și alergăm. Și apoi vine cu acest gând al suficienței. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Bineînțeles că este o formă simplă de a pune în lumină un adevăr important pentru viața noastră, adică nimeni nu se va rezuma strict doar la hrană, doar la îmbrăcăminte. Se subînțelege că sunt lucruri necesare vieții, că ai nevoie și de casă, ai nevoie și de o mașină în vremea asta, avem nevoie de diverse accesorii cu care ne desfășurăm activitatea, dar Apostolul Pavel ne atrage atenția să știm să ne stabilim limite rezonabile.
nu cumva să ne întindem dincolo de măsura noastră, de posibilitățile noastre, în felul acesta să acumulăm niște frustrări, niște probleme, niște tensiuni care explodează în familie și care se răsfrâng și la nivelul relațiilor din biserică. Timotei, dacă unii sunt implicați în lupta certurilor de cuvinte, dacă alții sunt dedicați în lupta aceasta pentru îmbogățire a materialismului acestui veac, tu, om al lui Dumnezeu, luptă-te lupta cea bună care are ca și obiectiv viața veșnică. De altfel, mai la începutul acestei epistole, Apostolul Pavel scria în primul capitol, în versetul 18 și 19, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, e ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Pentru ce? Care este scopul? Și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință. Când ne dorim binecuvântare pentru noi și pentru casele noastre, să dăm această direcție caselor noastre. Și să stăm de vorbă cu copiii noștri și să le putem explica, să fim disponibili întotdeauna în a le trasa acest obiectiv. Dragi copii, noi împreună, noi ca familie, luptăm, dar nu ducem o luptă a veacului acestuia. Luptăm ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Luptăm ca în casele noastre să fie pace, să se vadă supremația cuvântului, să se vadă autoritatea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Luptăm ca să rămânem în credință și să nu alunecăm din credință. Doamne ajută-ne, dă-ne putere la aceasta, să ne cunoaștem obiectivul, că altfel ne dă satana obiective și ținte greșite. Al doilea principiu pe care Apostolul Pavel îl pune în lumină nu numai în versetele acestea, ci în contextul de ansamblu al celor două epistole pe care le adresează către Timotei, să păstrăm unitatea cu ceilalți luptători. Și în primul rând aici să păstrăm unitatea cu comandantul, cu Domnul Iisus, pentru că, vedeți, spune el în versetul 13, te îndemnă înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Dacă am încercat să avem doar unitate unii cu alții, dar în mod individual să nu avem unitate cu Hristos, nu ar fi o părtășie în sensul adevărat al cuvântului. Dar din momentul din care noi toți am subscris acestei părtășii cu Hristos, din momentul din care noi știm că suntem mlădițele care își trag sevă din viță, din Hristos, din clipa din care noi am admis și recunoaștem că nu putem rodi fără Hristos, că despărțiți de El nu putem face nimic bun, nimic pentru slava lui Dumnezeu. De aici mai departe, înțelegem și nevoia de a fi în unitate cu ceilalți luptători. Și asta e o binecuvântare, frați și surori. Că nu ești singur și nu ești singură în lupta aceasta, te uiți în stânga, te uiți în dreapta și te încurajează să vezi că mai sunt frați, mai sunt surori, mai sunt oameni care vin cu toată sinceritatea aici în casa lui Dumnezeu să lupte în numele Domnului. Te unești cu ei în rugăciune și îți dai seama că se merită lupta aceasta. Unitatea cu ceilalți credincioși înseamnă că vom fi selectivi, pentru că viața noastră nu se rezumă doar la întâlnirile care le avem aici în casa de rugăciune. Vom pleca de aici. Interacționăm cu oamenii din jurul nostru și atunci oamenii încearcă cumva să ne ofere amabilitatea lor, să ne ofere anturajul lor, să ne ofere niște aparente avantaje, dar dacă te unești cu lumea, cu oamenii care n-au obiectivul lui Dumnezeu, există riscul să pierzi și ce ai avut. De asta Apostolul Pavel îi scrie tot lui Timotei aici în 2 Timotei, capitolul 3, după ce prezintă starea oamenilor din vremea de pe urmă și listează niște trăsături negative pe care le au oamenii din vremea de pe urmă, oamenii vor fi iubitori de sine, de bani, lăudăroși, lista este mai mare, și în versetul 5 spune că astfel de oameni au doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea și în raport cu acești oameni, Timotei, ostașa lui Hristos, depărtează-te de ei. Deci unitate cu luptătorii lui Hristos, dar nu cu oricine. Pentru că, dragii mei, așa de des se întâmplă că vin oamenii aceștia care au doar o formă de evlavie și ne corup.
S-ar putea să vină la noi, s-ar putea să vină la copiii noștri. Hai măi, nu încercați să fiți așa de sfinți, lasă că toată lumea crede în Dumnezeu, doar și noi credem în Dumnezeu, hai că se poate și așa, se poate și cu păcatul, Dumnezeu e bun, Dumnezeu ne înțelege. Și câteodată vedem cum copiii noștri au tendința să meargă spre niște anturaje liberale, întunecoase, periculoase. E datoria noastră cât atârnă de noi să îi aducem înapoi, să ne rugăm pentru ei, să îi aducem aici în casa lui Dumnezeu. Ai nevoie de unitate cu luptătorii buni ai lui Dumnezeu, cu cei care își pun încrederea în Dumnezeu. E adevărat că viața este foarte complexă și câteodată trebuie să fii un erou singuratic. Iosif a fost un luptător singur datorită împrejurărilor dificile în care a ajuns și l-a îngăduit Dumnezeu. Iosif n-a avut echipă, n-a avut tovarăși de luptă, a ajuns singur acolo în Egipt sub presiunea ispitelor, a provocărilor nevestei lui Potifar. Iosif a demonstrat că și în asemenea situații, când Domnul este cu tine, se poate rezista. Și nu numai că reziști, dar ești biruitor. Femeia aia, zice Biblia, că întâi a pus ochii pe Iosif, îl urmărea din privire, îi transmitea un fel de mesaj non-verbal. După aia a început să-i vorbească în fiecare zi, lumea ne va transmite mesaje, reclame în fiecare zi. Când a văzut că Iosif nu cedează nici la privirile ei, nici la seducția prin cuvinte, această femeie a făcut un pas mai departe, a acționat prin constrângere. Câteodată lumea vrea să te constrângă, a pus mâna pe Iosif și vă dați seama că n-a fost o atingere întâmplătoare. Din moment ce atunci când Iosif a fugit, haina lui Iosif a rămas în mâna ei, înseamnă că ea l-a prins bine de haină, de mână, n-a vrut să-l mai scape din mâna ei. Dar Iosif a fugit. Astea sunt pârghiile prin care lumea acționează și trebuie să lupți câteodată singur sau singură, să nu ne căutăm scuze, că de multe ori intrăm așa într-o stare de a ne văita, de a ne plânge singur de milă, de a spune ceva de genul: Doamne, Tu vezi că sunt singur, n-am echipă, n-am frați, n-am surori, în împrejurările astea cum să fac eu față atâtor presiuni și atâtor probleme? Asta nu este o scuză. Dumnezeu ne-a lăsat modele adecvate în Scriptură să înțelegem că se poate. Uneori ești singur în străinătate, alteori ești singur în fața unor provocări și nu te vede comitetul, nu te vede fratele păstor, nu te vede biserica, dar tu ești conștient că te vede Dumnezeu. Doamne, dă-ne putere și când suntem singuri să rezistăm provocărilor, să continuăm lupta. Dar când ai de ales și când ai posibilitatea echipei, unește-te cu ceilalți luptători. Aici dați-mi voie să vă amintesc de Daniel și prietenii lui care au luptat împreună. Când au ajuns acolo în Babilon, nu s-au pierdut printre tinerii Babilonului, deși ar fi fost foarte simplu să procedeze așa, ar fi fost foarte ușor să cârtească și să-și găsească justificări în fața lui Dumnezeu și să spună ceva de genul: Doamne, aici nu mai este templu, nu mai este credința părinților noștri, aici amestecul religios este foarte mare, n-avem încotro, ne lăsăm și noi absorbiți de lumea asta. Cei patru au rămas împreună, împreună s-au hotărât să nu se spurce cu bucatele necurate de la masa împăratului. Împreună s-au hotărât să se roage când Nebucadnețar a avut pretenția să-i se spună și visul, să-i se dea și tâlcuirea visului. Au rămas împreună și la bine și la greu, după ce Daniel este înălțat în funcție. Nu uită de prietenii lui. În echipă există reciprocitate, ajutorare, empatie. N-a zis Daniel: ei băieți, de acum îmi pare rău, viața ne desparte, vedeți că eu am primit un rang mai înalt, o funcție mai mare, la revedere, poate ne mai vedem noi și cu alte ocazii. N-a făcut așa, s-a dus la împărat și a spus: împărate, m-ai promovat pe mine în funcție, mulțumesc, sunt recunoscător, dar vreau să spun ceva. Eu mai am 3 prieteni la fel de buni, la fel de deștepți, care merită și trebuie să le dai niște funcții de responsabilitate, pentru că eu îi cunosc foarte bine. A pus o vorbă bună pentru ei. În unitate, biruința este amplificată, dragii mei. În echipă suntem mai tari și chiar dacă în Valea Dura nu mai apare Daniel, că el a rămas undeva la curtea palatului,
dar îi vedem pe cei trei împreună și în prigonire. N-avem detalii asupra lucrurilor care s-au întâmplat acolo în vale, dacă au mai vorbit unul cu altul. Poate a fost suficient doar să se uite unul la altul și din privire să se înțeleagă: noi vom rămâne în picioare. Și când a cântat orchestra lui Nebucadnețar și când toată lumea, ca o pădure de oameni, au căzut cu fața la pământ înaintea chipului idolatru înălțat de Nebucadnețar, cei trei rămân bravi, puternici, ca niște stejari, rămân în picioare pentru că ei sunt împreună. Unește-te cu ceilalți luptători, depărtează-te de influențele greșite și stai lângă luptători adevărați. Totodată vedem persoane care nu prea mai vin la casa Domnului, foarte rar, ocazional, mai zicem noi, la fără frecvență. Sunt persoane care vin doar atunci când sunt niște sărbători, niște evenimente speciale, cine știe ce, musafiri sau grupuri muzicale deosebite care au venit din altă parte. Sunt bune toate acestea, nu sunt suficiente, dragii mei. Frecvența constantă la casa lui Dumnezeu, legătura permanentă cu luptătorii lui Dumnezeu care sunt aici, îți dă putere, sunt lângă tine și dacă ți se întâmplă să ai o șchiopătare, dacă în mod accidental unul din ostași cade pe front, echipa nu-l arată cu degetul, nu ce ai văzut ce a făcut. Unul mai puțin, noi ne ducem mai departe. Echipa are atitudinea din Galateni, capitolul 6, când apostolul Pavel spune: fraților, dacă un om, și se subînțelege, un om din area creștinismului, a căzut deodată într-o greșeală, un om fără Dumnezeu nu cade deodată într-o greșeală. Oamenii fără Dumnezeu trăiesc în păcat, se complac în păcat. La ei păcatul nu este accidental, e regula de viață. Deci apostolul Pavel vorbește de oameni care au venit la Hristos. Dar se poate întâmpla să cadă deodată într-o greșeală, poate n-a premeditat-o, n-a anticipat-o, a fost o neveghere. Voi care sunteți duhovnicești, adică, în termenii cuvântului nostru din această zi, voi ceilalți luptători, ridicați-l cu duhul blândeții. În războaiele astea fizice, oamenii își ridică răniții. Câtă vreme mai au viață, mai au puls, se vede că încă mai trăiesc. Există o lege a războiului, să nu-și abandoneze răniții. Cu atât mai mult când vorbim de războiul spiritual în care noi suntem implicați. Avem răniți, avem căzuți, avem unii care sunt cu săgețile arzătoarele diavolului în spatele lor, în inima lor, în gândirea lor. Dar nu-i abandonăm. Vino aici la casa lui Dumnezeu pentru că aici există pansament, aici există legarea rănilor, aici este medicul suprem, noi nu facem altceva decât să transmitem rețeta lui, să vorbim din cuvintele lui, dar este medicul suprem, este Domnul Iisus Hristos care poate vindeca, slăvit să fie Domnul. Rămâi în unitate cu ceilalți luptători. Și al treilea principiu, dragii mei, care ne asigură biruința, în lupta aceasta spirituală, să perseverăm până la capăt. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, în textul care s-a citit, în versetul 14, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Poate că se întreba Timotei: frate Pavel, și lupta asta tot mi-ai spus și la începutul epistolei și la final și în cea de-a doua epistolă, seria, tema, tot îmi spui de lupta asta, dar până când tot să lupt? Ați observat că unora nici nu le place ideea de luptă, nu agrează. Îmi amintesc că undeva la o evanghelizare am discutat tema aceasta și la final aproape că cineva era deranjat. Zice, luptă și pocăința, tot luptă. Zice, eu m-am săturat de lupte, nu vreau lupte. El se gândea că e o luptă din asta așa firească. E cu totul altceva. E lupta cea bună a credinței. Dar du-o până la capăt. Dacă ai câștigat o bătălie, 2, 10, 30, ai grijă, continuă să fii pe poziție, să fii în gardă. Războiul nu s-a terminat. Aici intervine câteodată problema noastră, că după ce am avut o serie de biruințe, de experiențe cu Dumnezeu sau de experiențe cu Duhul Sfânt, poate să ne vină în minte ideea: sunt invulnerabil. Eu de acum am imunitate față de provocările acestei lumi, la experiența mea, la cât știu eu cuvântul lui Dumnezeu, dar la slujirea mea nu mai mi se poate întâmpla nimic. Și ai lăsat garda jos și atunci ne pleznește vrăjmașul și ne lovește pentru că ne-am încrezut în noi înșine și nu în Dumnezeu. Dragii mei, Noe
A fost un mare om al lui Dumnezeu, fără pată în generația din vremea lui, cu o singură excepție. După ce potopul s-a încheiat, apele s-au retras, vremurile s-au liniștit, Noe devine cultivator de viță de vie și când strugurii s-au copt, îi pune și el într-un zdrobitor sau ce alte mijloace rudimentare avea atunci, face mustul, mustul fermentează, gustă câte un pic, câte un pic, n-o fi simțit că ceva nu e în regulă, că îl pișcă așa la limbă, cu siguranță a simțit el, dar i-a plăcut, a mers mai departe, până când Noe s-a îmbătat. Și omul beat nu mai știe de el, nu mai are control asupra lui, nu mai știe dacă e îmbrăcat sau nu, nu mai are niște repere lucide la care să se orienteze. Și pe scurt, beția lui Noe duce la blestemul asupra lui Ham, mai exact, asupra lui Canaan, unul din copiii lui Ham. Și blestemul acesta noi vedem cu ochii noștri că are repercursiuni până în zilele noastre. Canaaniții vechi, care sunt într-o formă nouă în jurul poporului Israel, în vremea actuală. Un moment de beție, nu știm cât o fi durat situația, criza asta prin care a trecut Noe, dar cu niște consecințe pe termen lung, care ajung până în vremea noastră. Un dezastru se poate întâmpla de la un accident. Acum noi știm că Noe a fost reabilitat, el s-a pocăit, Dumnezeu l-a iertat, îl regăsim în Noul Testament în lista cu eroii credinței din Evrei, capitolul 11. Acum putem spune că problema nu mai este a lui Noe, e a unora din vremea noastră care cu un asemenea caz încearcă să-și găsească scuze și motivație pentru propriile lor căderi și să zică, ei, vezi, dacă și Noe a făcut așa, înseamnă că aș putea să-mi permit și eu. Nu! Dumnezeu a lăsat în mod transparent asemenea cazuri, situații în Scriptură, tocmai ca noi să evităm greșelile pe care le-au făcut ei. N-ar fi putut Dumnezeu să-l inspire pe autorul cărții Geneza să-i spune, asta nu scria. Nu scrie treaba asta că e rușinos. Lasă, să nu știe nimeni ce s-a întâmplat cu noi. Dar Dumnezeu spune, scrie și asta, ca oamenii să înțeleagă că lupta necesită perseverență, fii în gardă tot timpul. Unii poate se mai reabilitează, dar alții nu se mai reabilitează. Și, dragii mei, gândindu-ne la exemplul lui David, ostaș, luptător, om al lui Dumnezeu, om după inima lui Dumnezeu declarat în Scriptură, omul care învinge leul și ursul, luptătorul care învinge duhul necurat care venea asupra împăratului Saul și îl muncea și îl chinuia pe Saul, și când David cânta atât de frumos, duhul ăla necurat pleca. David e luptătorul care îl învinge pe uriașul Goliat. David e luptătorul care atunci când ajunge pe tronul lui Israel, toate neamurile din prejur i-au recunoscut autoritatea și faptul că Dumnezeu era cu David. Știți când se întâmplă căderea lui David? În culmea gloriei sale pământești. Când are de toate, când nu mai avea niște conflicte, când ia o vacanță, își permite o pauză de la războaiele, așa cum erau războaiele în vremea respectivă. Noi avem dreptul și noi la o vacanță. Ai nevoia asta de relaxare, de odihnă pentru trup, nu se pune problema, dar ce vreau eu să subliniez, nu lua niciodată vacanță de la pocăință, că unii iau vacanță și de la pocăință, iau câte o pauză și de la pocăință, ce ai, trebuie să mă mai relaxez, dar numai cu Biblia, rugăciunea, numai stau să ascult predici, de mă doare capul de atâtea predici și câte resurse spirituale sunt și pe internet și în biserici. Hai să mai iau și o pauză, mă mai relaxez, mă lasă că știu eu ce am de făcut. De aș împlini eu atâta cât știu. Și în momentul când iei o pauză și nu mai ești conectat la priza lui Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu, nici eu, nici dumneata, nici unul dintre noi nu suntem mai buni decât David. Atunci firea pământească, în mod pronunțat, accentuat, poate să spună cuvântul, căderea lui David aduce atâtea remușcări, aduce psalmi de regret, de durere, până în punctul în care zice, mă doare de păcatul meu, sunt gârbovit în urma nebuniei mele. De ce? Pentru că a lăsat câteva clipe garda jos, de la ochi, s-a uitat unde nu trebuia, în loc să fi rămas conectat la Dumnezeu, să mai fi scris un psalm, să fi făcut o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Astfel de lecții, dragii mei, ne sunt lăsate în Scriptură pentru un motiv foarte clar, ca noi să recapitulăm azi, nu că n-am ști, ideea perseverenței în luptă.
Nu lăsa garda jos. Luptă până la capăt. Ai avut biruințe, mulțumește-i Domnului. Dar aspectul acesta al perseverenței, vreau să-l mai vedem încă dintr-un unghi. Dacă tu ai avut mai multe falimente și ai avut căderi, poate că în ziua aceasta vei spune, bine, dar eu nu sunt un om cu tare multe biruințe. N-am prea multe amintiri, așa să fi fost eu la apogeu și într-o relație foarte strânsă cu Dumnezeu. Dimpotrivă, sunt urmărit numai de eșecurile mele. Recidivez în același păcat, cad în același loc în care am căzut de nenumărate ori. Eu sunt un falimentar. Atunci mă pot eu numi un luptător din armata lui Hristos? Există pentru mine vreo șansă ca să mă ridic și ca să birui? Și aici principiul perseverenței se aplică în mod egal. Ori n-ai folosit echiparea corespunzătoare, ori ai încercat să lupți independent de voia lui Dumnezeu, fără să-L chem pe Dumnezeu în casa ta, în familia ta, în viața ta, ori undeva ai abandonat responsabilitățile pe care ți le-a încredințat Dumnezeu. Așadar, perseverență înseamnă ridică-te și luptă din nou. Dacă ai căzut, ai grijă să cazi pe genunchi. Să te rogi lui Dumnezeu care mai iartă, care mai are har și care mai are binecuvântare. În dimineața aceasta, dragii mei, noi suntem conștienți că poate nu suntem mari eroi. Venim aici și ne rugăm lui Dumnezeu și avem înfrângerile noastre. La nivel de gândire, la nivel de vorbire, la nivel de relații, la nivel de familie. Dar cred că mesajul lui Dumnezeu este unul încurajator. Este unul care ne motivează ca să ne ridicăm și să luptăm după manualul lui Dumnezeu. Înseamnă că n-am luptat cum trebuie. Timotei, și în locul numelui lui Timotei, te rog să așezi numele tău. Luptă-te lupta cea bună, cunoscându-ți obiectivul, să știi pentru ce lupți, că asta te motivează când ai o motivație și la muncă. Când știi de ce faci un lucru, îl faci cu drag, îl faci cu dăruire. Să știi ce obiectiv ai, împărăția lui Dumnezeu, nu ceva efemer de pe pământul acesta. Timotei, luptă-te în unitate cu ceilalți luptători ai lui Dumnezeu. Nu te izola, nu încerca să vii tot mai rar la casa lui Dumnezeu și nu te împrieteni cu anturajele lumii care îți vor secătui puterea și care te vor duce departe de terenul acesta al sfințeniei lui Dumnezeu. Și apoi Timotei, luptă-te până la venirea Domnului Iisus sau până când plecăm noi acasă, că dacă nu prindem venirea Domnului, cert este că ne ducem noi la Domnul. Continuă să lupți în fiecare zi, în fiecare ceas, din momentul în care ești aici din casa de rugăciune și te duci în parcare și te urci în mașina ta și te îndrepți înspre casa ta. Deja este o luptă duhovnicească pe care noi o aducem. Partea frumoasă e că Domnul este cu noi. Domnul este cu familiile noastre. Revenind la ceea ce spunea Neemia familiilor din vremea lui, el le spunea așa: aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșător. Neemia n-a venit cu niște promisiuni electorale, politice, să zic: uitați-vă la mine, eu știu, eu fac, eu sunt un administrator excelent, bazați-vă pe mine, că să vedeți, vă duc eu unde trebuie, facem ce trebuie. Nu, nu. Din start, omul ăsta smerit al lui Dumnezeu zice: aduceți-vă aminte că avem un Dumnezeu. El e de partea noastră, El e cu familiile noastre, luptați pentru voi, pentru casele voastre, pentru fiii, pentru fiicele voastre. Chiar dacă situația nu este ideală, nu este foarte bună în multe familii, nu-ți pierde speranța, fiii risipitori se pot întoarce acasă, fiicele risipitoare se pot întoarce acasă, soțul încăpățânat care te ignoră și și-a pierdut sensibilitatea față de tine, poate să redobândească dragostea pe care o toarnă Duhul Sfânt. Soția care nu ți este supusă, ți întoarce vorba și ți ignoră orice sugestie și orice cuvânt, poate să fie întoarsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când noi luptăm împreună cu Dumnezeu pentru cauza lui Dumnezeu și în numele Domnului Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Așa vă văd în dimineața aceasta, dragii mei frați și surori, ca niște luptători, ca niște ostași ai lui Hristos. În familiile noastre luptăm, împreună cu Biserica lui Dumnezeu luptăm, dar nu uitați, vine și vremea când vom căpăta cununa. Deocamdată e luptă și fără luptă nu e cununa. Dar avem această nădejde, care a avut-o și Apostolul Pavel, și închei cu afirmația lui, după ce a dat o serie de sfaturi lui Timotei, ce: Timotei, eu însumi m-am luptat lupta cea bună.
Am păzuit credința, am isprăvit alergarea. Și știu ce mă așteaptă și vreau să te asigur că și pe tine te așteaptă același lucru. Mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul judecătorul tuturor în ziua aceea. Și nu numai mie, ci tuturor acelora care vor fi iubit venirea zilei lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți să ajungem noi și casele noastre la cununile de acolo de sus. Amin.